pe muzica Ligii Campionilor, un antrenament de la stadionul nou din Craiova. Probabil că vor deveni campioni, nu știm la ce. Se pare că e un antrenament al echipei CSU, nu suntem foarte siguri. Încercăm să mărim imaginile ca să ne dăm seama. Pare mai mult o echipă de old boys, nu știu, dar sunt și din fotbaliștii CSU. E bine că ei se obișnuiesc cu terenul, să vedem ce rezultate vor avea. Între timp, în exterior, se pare că mai e de lucru, mai sunt sute de metri pătrați de pavaje. Împrejur este o organizare de șantier destul de neaspectoasă. Așteptăm cu mare interes și noi deschiderea oficială și primul meci oficial pe stadionul nou, care nu știm cum se va numi. Bine că gazonul se pare că poate susține antrenamentul echipei. Pe de altă parte, probabil că primăria nu prea mai are bani să plătească închirierile de stadioane de la Consiliul Județean, așa că e bine că se economisesc din banii dumneavoastră. Tot aici sunt banii dumneavoastră. Se fac eforturi deosebite ca să se termine stadionul până la sfârșitul lui octombrie. Pare că stadiile fizice nu vor duce la atingerea definitivă a acestui obiectiv, dar probabil că se va juca un meci. Așa cum vedeți, se va juca un meci probabil pe teren, fără să fie terminate toate finisajele în exterior. Vom vedea și noi așteptăm cu mare interes finalul lunii octombrie. Să vedem dacă stadionul va fi pus în funcțiune cu toate aprobările legale și se va desfășura un meci oficial pe acest stadion. Ar fi bine pentru că deja se împlinesc aproape un an, sunt 11 luni în octombrie de când trebuia terminat stadionul anul trecut, în 2016, și această investiție trebuie să producă bani dacă va reuși să se amortizeze.